Ultima etapă a campionatului național de drift 2016 se va desfășura în perioada 1-2 octombrie 2016 pe vechea pistă a aeroportului. Competiția va avea la start peste 50 de piloți din România și Bulgaria. Vor participa autoturisme care se vor confrunta în ceea ce se anunță a fi cea mai dură runda sezonului. În lupta pentru marele titlu de campion absolut sunt înscriși doi piloți români și doi bulgari. Evenimentul unic pus în scenă de Romanian Drift Community în parteneriat cu aeroportul internațional Iași va aduce la start peste 50 de piloți din România și Bulgaria, printre care Cătălin Ciortan, dublu campion continental King of Europe, Răzvan Frățianu, fost campion național, Gabi Imre, instructor Academia de Drift, Cătălin Trifan, Ilarion Grigorović și Cristalina Stefanova, aceasta din urmă fiind la doar 15 ani cea mai tânără femeie pilot de drift din Europa. Accesul publicului la ultima etapă a campionatului național de drift este gratuită în ambele zile ale competiției.